Reprezentanții Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Olt au organizat astăzi în grădina instituției un eveniment special în spiritul sărbătorilor pascale. Copiii, unii dintre ei cu cunune împletite pe cap, i-au adus laudă lui Isus prin cântece și poezii. Aceasta este doar una din activitățile pe care le desfășoară în această săptămână. Tot pentru Paște, copiii confecționează felicitări și învață să încondeieze ouă, pe care mai apoi să le dăruiască celor dragi. Trebuie să le spunem copilor și ce reprezintă de fapt Paștele. Și alături de preotul paroh de la Sfântul Nicolae Biserica le-am vorbit copilor pe înțelesul lor despre sacrificiul pe care Dumnezeu îl face și l-a făcut pentru noi. Ceea ce e mai important este că Dumnezeu și Iisus ne iubesc necondiționat. Noi trebuie să învățăm să primim și să oferim această iubire. Și cu atât mai mult, repet, copiii noștri au nevoie să știe că cineva iubește necondiționat. Și acesta este Dumnezeu Tatăl. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci faptul că El ne-a iubit pe noi, spune un verset din Biblie. Tot despre iubire le-a vorbit astăzi copiilor și preotul paroh Bogdan Peptușel de la Biserica Sfântul Nicolae. Este cea mai mare dovadă de iubire și totodată este izvorul adevărat de iubiri, ceea ce se întâmplă pe Golgota atunci când Hristos ne dăruiește cea mai puternică îmbrățișare fiind întins pe cruce. Crucea este, dacă vreți, cea mai mare dovadă a dragostei care a existat vreodată. Dar ceea ce este foarte important este ca dragostea lui Hristos să nu rămână doar la El, ci să fie împărtășită și de noi, de toți. La finalul activității, copiii, dar și cei care le-au stat alături, au primit gogoși și felii de cozonac de post.